Machiată sunt, aranjată sunt, bretonul să zicem că stă, blotere avem, pentru că într-un final am comandat, a comandat Cristian și mi-a dat un pachet din ăsta și mi-a zis vrei să fie acesta pachetul tău? Și eu am zis da, dă-l încoace. Așa că astăzi, așa cum ați văzut și din titlu, o să facem un clip cu toate parfumurile mele inspirate de Angels' Share. Clipul acesta la rândul lui este inspirat de Cristian, care a făcut același material, dar nu cu toate aceste parfumuri și o să vă zic care lipsea din clipul lui, acum aproximativ o lună și ceva. Să știți că eu fac blotărele așa ca să nu consumăm aiurea, hârtie, copăcei sunt importanți, planeta este importantă, prin urmare fiecare blotăr o să fie împărțit în două. Așa, ziceam că el a făcut un clip, îl pun și vouă pe aici pe sus dacă vreți să mergeți să îl vedeți ca să îi aflați și lui părerea și începem cu un disclaimer sau poate cu mai multe, că știu că este necesar. În primul rând, asta este părerea mea despre parfumuri, asta este experiența mea cu ele, parfumul este o experiență personală. Nu vă zic să vă duceți să vi le cumpărați. Mai mult decât atât, nu vi le cumpărați, rămâneți cu banii în portofel. Dacă totuși vreți să faceți o achiziție și faceți parte din categoria aceea de oameni care pot lua o decizie bazat pe o informație, dar nu vin după să zică, hei, mi-ai zis să-mi iau parfumul ăla și nu îmi place, că mi s-a întâmplat și asta, dacă vă vine să credeți. Mă certa cineva că și-a cumpărat un parfum și ce-i mizeria aia? Și asta recent, nu cearta aceea pe care v-am mai menționat-o. Pe mine câteodată mă și pufnește râsul când aud așa, dar da, cred că este mai ușor să nu îți asumi faptul că ai luat o decizie și să dai vina pe celălalt. Dacă vreți să faceți o achiziție, sunt unele site-uri pe care am niște coduri de reducere, dacă vă sunt de folos bine, dacă nu, nu. Și dacă pot să vă recomand să vă luați un parfum, aș zice că vă recomand să vă luați Eter Tao, care este parfumul meu, iar dacă sunt niște oameni noi aici, profit de un moment de publicitate pentru care nu mă plătesc singură, să vă spun că am lansat două parfumuri, ele se cheamă Tao și Magma, aparțin brandului Eter, care este brandul meu. Știu că o parte dintre voi vi le-ați achiziționat sau v-ați achiziționat deja unul dintre parfumuri, vă sunt recunoscătoare și vă mulțumesc din suflet pentru susținere, iar dacă vreți un feedback să știți că sunt niște clipuri pe YouTube, atât la mine, cât și la Luminița Avram, cât și la Wolfpick și la Coffee and Perfumes și cred că și la Natalia. Nu știu de ce îmi scapă acum numele canalului ei. Vi-l scriu pe aici pe undeva. Oricum vi le-am scris pe toate dacă aveți nevoie de review-uri legate de Tao și Magma și vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că vi le-ați achiziționat și pentru susținere și pentru că o să vi le achiziționați în continuare. Hai să intrăm în subiect pentru că am aici 2, 4, 5, 7 parfumuri despre care vreau să discutăm și pornim de la faptul că am o clonă de Angels' Share pe undeva, am căutat-o toată dimineața și nu o găsesc. Cristian îmi zice, nu ai nevoie, știi oricum cum miroase și oricum nu vrei să vorbești despre Angels' Share, ci despre parfumurile inspirate de el, dar pe mine mă macină faptul că nu pot să vă dau o impresie acum, mirosind proaspăt și legat de Angels' Share. Dar, ca idee, în primul rând, clonele sunt parfumuri inspirate, nu sunt 1 la 1 și nu există 1 la 1 cu originalul. Asta ar însemna să aibă formula originalului și nu se poate treaba asta decât dacă cineva a furat-o în vreun fel și la fel nu cred că e valabilă treaba asta. Dacă auziți pe undeva miroase identic, să știți că nu există să miroase identic. Iar legat de subiectul Angels' Share, comparativ cu clonele, cu aceste 7 clone pe care eu le am și sigur sunt mai multe și știu că mai există și un Kismet Intens care nu a ajuns încă în România, sper că ne reținut bine numele, cam așa aș zice, care n-a ajuns încă în România, dar care a înnebunit YouTube-ul internațional, dar comparativ cu clonele lui, Angels' Share mi se pare cel mai finuț, cel mai elegant, cel mai bine legat. Are finețea aceea pe care eu nu am regăsit-o în niciuna dintre clonele lui. Unele îmi plac mai mult, altele îmi plac mai puțin, unele se apropie mai mult de original, altele se apropie mai puțin de original și o să vedem în minutele care urmează treaba asta. Hai să începem. Și începem cu prima clonă care mi-a atins nasul în viața aceasta, respectiv Fire Your Desire de la Emir, de pe Dubai Collection. Știți că am o colaborare cu cei de la Dubai Collection, cred că de altfel ăsta e parfumul care a și ajuns la noi în urma acestei colaborări, la modul că nu l-am cumpărat, dar vă menționez lucrurile astea pentru aia care au senzația că eu îmi plătesc întreținerea cu parfumuri, că nu este așa. Fire Your Desire este prima clonă de Angels' Share pe care eu am mirosit-o vreodată și din punctul meu de vedere, o să-l și pulverizez pe blotter ca să ne amintim să îmi amintesc eu, că nu ne amintim împreună, să-mi amintesc eu cum miroase și să pot să vă mai povestesc un pic despre el. Din punctul meu de vedere, aici este o plăcintă cu mere, asezonată cumva cu un coniac. Uite că nu m-am gândit niciodată să fac o plăcintă cu mere și înainte sau în timp ce e la cuptor să opresc un pic focul, să îi pun un pic de coniac și în timp ce el se evaporă așa în cuptor să-i dea o aromă. Nu m-am gândit, dar nu e o idee rea. Chiar nu e o idee rea. Este plăcinta asta cu mere, e îmbrăcată în coniac, așa cum am zis, este dulceagă, e ușor, ușor dulceagă și are un caracter din ăsta ușor buzi. Eu zic, iarna, când este frig și port parfumul acesta, că mă văd în fața unui șemineu, lemnele alea ard acolo în șemineu, aici lângă mine e un pahar cu coniac, plăcințica e plăcințică. În fine, am mai povestit de multe ori despre Fire Your Desire și părerea mea a rămas aceeași despre el. Ce vreau să vă mai zic despre el este că el costă în jur de 200 de lei, 190 sau 199 de lei pe Dubai Collection. Cred că anul trecut era ceva mai ieftin de atât. Eu l-am și dat pe el la un giveaway la un moment dat și Roxana, cea care l-a câștigat, mi-a scris și mi-a zis nu mi se pare că e așa cum zici tu. Și îl deschisese imediat ce a ajuns curierul și eu i-am zis, Roxana, mai dă-i o zi, lasă-l să se încălzească în sticlă și o să mai vezi. Și apoi cred că mi-a dat mesaj și mi-a spus că soțului ei îi se pare că e plăcinta aceea cu mere. Sper să nu greșesc și să nu confund lucrurile, dar aș zice că așa este. Uite, poate că aud mesajul să îl revăd. Ca idee, primul meu contact cu ceva inspirat de Angels' Share a fost acest Fire Your Desire. Îmi place. A devenit un pic cam scump, ce-i drept, și trebuie să vă zic treaba asta, că nu se ascunde nimeni după deget aici față de cât era, că eu eram obișnuită cu prețul lui de dinainte. S-au mai pus acolo câțiva lei în prețul lui, dar hei, ce nu mai este scump în ziua de astăzi. Prin urmare, exceptând acest care a coclit și eu oricum nu înțeleg rostul, mi se pare că sticluța arată foarte bine, are un vibe din ăsta de sticlă de coniac în miniatură sau pe acolo, te duce cumva cu gândul acolo. E un parfum bun, îl găsiți pe Dubai Collection, aveți codul de reducere RAL05 în descriere, sper să nu greșesc, dacă vreți să vi-l luați. Parfumul care mie mi-a plăcut un pic mai mult din punctul ăsta de vedere al inspirației Angels' Share este Marhaba Insane. Și hai să ne luăm un moment de apreciere pentru această sticluță absolut superbă în degradé. Oricum îmi plac sticlele Marhaba, așa arată și Tao și așa arată și Magma, evident cu alte culori, dar sticlele acestea de la Marhaba au fost din totdeauna slăbiciunea mea, ca să zic așa. Punem și de aici două pufuri și ce pot să zic despre el în comparație cumva cu Fire Your Desire este că Marhaba Insane mi se pare că are un măr un pic mai dulce, e un pic mai fin, e un pic mai bine blenduit. Ca și miros per total sunt tot pe acolo, dar îți dai seama că ăsta este o idee mică mai finuț decât celălalt. Ca preț se apropie și el de cei aproape 200 de lei, la modul că acesta este 189 de lei, 100 de mililitri au ambele sticle și pe acesta îl găsiți pe marhaba.ro, unde o să vă las codul lui Cristian de reducere. Niciodată nu țin minte și oricum sunt multe coduri de reducere și n-am cum să le țin minte. Ce mi se mai pare de asemenea este că pe pielea mea este mai persistent Insane și știți că eu ocolesc tot timpul mențiunile astea legate de persistență din punct de vedere al faptului că pe fiecare persoană parfumul interacționează diferit și cum se prezintă el pe mine nu neapărat se prezintă pe tine. Mi s-a întâmplat la un moment dat legat de This is Her de la Zadig & Voltaire, asta ca să înțelegeți cam care sunt diferențele sau la cât de extrem pot ajunge diferențele. This is Her persistă pe mine în jur de 8, 9, 10, 11 ore. Persistă la nesfârșit, basically, din duș în duș. Și eu am tot vorbit despre asta și am tot zis că e foarte persistent și pe prietena mea Cătă la fel, de altfel. E parfumul acela care are o persistență nesfârșită, dacă pot să asociez aceste două cuvinte. Și l-a cumpărat cineva pentru că a zis, băi, îmi place ce zici despre el, îmi place cum îl descrii, îmi plac notele și așa mai departe și scris și mi-a zis, pe mine nu persistă nici măcar 5 minute. Cam astea sunt diferențele, de asta vă zic, testați parfumurile voi. Cu siguranță puteți să vă luați mostră din Fire Your Desire, cu siguranță puteți să vă luați mostră din Insane și probabil că din majoritatea parfumurilor de aici puteți să vă luați mostre, astfel încât să știți că ele merită achiziția și că au niște performanțe pe pielea voastră. Pentru că în pielea mea trăiesc doar eu și experiența mea cu parfumul este doar a mea și la fel și în capul meu. În capul meu trăiesc doar eu, iar ceea ce spun eu despre un parfum îmi aparține. Nu neapărat ar trebui să avem cu toții aceeași părere despre parfum și nu o să ne raportăm, evident, cu toții la fel la un parfum. Mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă lucrurile acestea și să asculte clipurile în momentul în care eu le fac, astfel încât să evităm comentarii de genul nu știi tu ce zici, ăla e o mizerie și așa mai departe. Bine, cumva cred că este inevitabil să ajungem acolo, că nu toți oamenii înțeleg lucrurile la fel și până la urmă nici nu putem să controlăm noi treaba asta. Mergem mai departe la parfumul senzația al anului 2022 și aș zice că și 2023, Lattafa Khamrah. Da, cred că mai mult de atât nu se puteau apropia, se puteau apropia și mai mult de atât, nu cei de la Lattafa, o să vedeți în minutele următoare, dar Khamrah este inspirat inclusiv ca sticlă din Angels' Share. Și acum, eu nu înțeleg personal hype-ul cu acest parfum. Nu o să mă leg de persistență și de faptul că pe pielea mea nu persistă decât vreo 2 ore. Pentru că, ce ziceam mai devreme, sunt oameni pe care parfumul acesta persistă foarte mult și nu o să vin eu să zic hei, ce mizerie e asta, persistă 2 ore pe mine. Nu mă leg de asta, nu interacționează bine cu mine. Ideea este că acest parfum Khamrah are un hype pe care eu nu l-am înțeles niciodată. O fi din pricina sticlei și toată lumea și l-o dori pentru că se duce pe acolo, pe la Angels' Share și poate păcălești pe cineva ca Angels' Share, deși scrie Khamrah pe el, adică nu înțeleg lucrurile astea. Sau poate că sticla atrage atât de mult încât zici, hei, trebuie să am parfumul acela, că uite, îmi place chestia asta care e ca un cub, dar nu e ca un cub, că mai are și capac, vorba aceea. În fine, am folosit destul de mult și din Khamrah, încercând să îmi dau seama cum este și ce pot să vă zic este că pe mine el se deschide super alcoolic. Se simte foarte mult alcool în el, dar nu neapărat alcool în sensul de coniac, ci mai degrabă alcool în sensul de alcoolul din parfumuri. Și apoi, dacă îi dau 2, 3, 4 minute, începe să se îndulcească și, într-adevăr, se duce în vibe-ul acela de Angels' Share și simți că este acolo, doar că mi se pare că nu are dulceața pe care o are Angels' Share. Adică nu ajunge până la dulceața aceea prăjituristică un pic. Prăjituricistică? Cred că am zis bine prăjituristică. Anyway, știi că este și el o clonă, nu v-aș recomanda neapărat să-l căutați, că am văzut că iar este ok epuizat, revenise la un moment dat, noi l-am luat cu vreo 70 de lei, la un moment dat a fost ok epuizat, apoi a revenit cu vreo 200 și ceva de lei și acum am văzut că se vinde pe Amazon cu aproape $50. Acest Khamrah nu este în topul meu, nu este favoritul meu și pot să înțeleg de ce e plăcut pe de o parte, că e varianta aia mai cumințică, treci peste deschidere, nu știu, te ții de nas 3 minute și apoi ajunge la ceva plăcut și drăguț și care nu explodează extrem de mult, e mai degrabă feminin decât unisex sau masculin din punctul meu de vedere, dar nu înțeleg prețul. Prin urmare, nu cred că se justifică un Lattafa de 250 de lei, având în vedere cu ce prețuri ne-au obișnuit cei de la Lattafa și având în vedere că nu face parte din vreo gamă de lux a lor. Mi-a căzut. Sper că este în regulă. Eu am și așa un talent de a strica pulverizatoarele parfumurilor. Anyway, mergem mai departe la un parfum pe care eu nu l-am primit. Cristiana este în clipul lui că a primit parfumul de la Mysu, într-adevăr el a primit un coleg cu parfumuri de la Mysu, dar eu pe acesta l-am cumpărat cu bănuții mei și era să leșin acolo la stand în momentul în care mi-a zis cât costă. M-am dus la un moment dat în Unirii, unde este o insulă Mysu, și am zis vreau și eu să miros parfumurile din colecția asta, cu ambalaj așa, sunt 3 culori și cu capacul acesta așa ca o piatră, și mi-a dat să miros și am zis oare acesta este inspirat din Angels' Share? Și mi-a zis doamna de acolo, nu știu și nici nu știu cine este Angels' Share și când i-am zis vreau să-l cumpăr, mi-a zis 250 de lei, ceea ce mi se pare mult pentru un parfum de 75 de mililitri. Dar, na, fiecare brand își pune prețurile pe care le vrea, nu vreau să zic că, mamă, cum sunt ăștia că și-au pus prețul ăsta, dar mie personal mi se pare un pic mult pentru un parfum de 75 de mililitri. Dar nu sunt eu nimeni să contest ceva sau să zic, hei, ar trebui să modifice prețul. Repet, fiecare își pune ce preț vrea. Mie mi se pare că Mysu, deși e acolo, știi că este inspirat din Angels' Share, adică e suficient doar să-l miroși. Mai pulverizat un puf, știi clar că se duce acolo. Mi se pare că este cumva mai puțin dulce decât cele despre care v-am vorbit până acum și să zicem că are nu plăcinta cu mere, ci doar mărul îmbrăcat cumva în coniac. Din punctul meu de vedere e ca și cum mai fierbe măr feliat în coniac. Cred că exact ăsta este mirosul. Îi pune un pic ceva dulce, dar nu extrem de mult. Nu prea simt nici pralină și probabil că și de asta zic că se îndulcește mai puțin decât cele despre care v-am vorbit până acum. Probabil că lipsește sau e pusă într-o cantitate mai mică nota asta de praline. Altfel, să știți că există și acest Mysu Attraction și dacă aveți nevoie de el, puteți să vi-l comandați de pe site sau să îl găsiți la insulele Mysu. În București sunt câteva, nu știu în țară dacă au insule, dar oricum au site și îl găsiți acolo. Următorul este acest Eva Daniela Angels' Share de pe Parfumat. Recunosc că ăsta este parfumul cu care eu am avut cel mai mic contact. Wow, dar ce pulverizator are! Pulverizatorul e super, super sănătos. Uitați așa că acum o să mă intoxic aici. Când o să vină Cristian acasă o să spună că am făcut plăcintă. Ideea este că acesta mi se pare cu totul diferit față de ce am mirosit până acum. Se duce în zona aia, doar că mi se pare că în el este măr ras cu scorțișoară înainte de a fi preparat, când se îmbină aromele celor două, peste care pus niște coniac și la fel și el este mai puțin îndulcit. Nu e un parfum rău. Mai mult decât atât, este cel mai ieftin dintre cele pe care vi le-am arătat până acum. Nu l-am găsit sub denumirea Angels' Share Eva Daniela pe Parfumat. Nu știu de ce n-ai fi căutat eu bine. Dacă îl găsesc între timp, îl pun în descriere. Dar am văzut că au un Edossa 510 care arată așa, are o sticluță de asta și poate doar i-au schimbat eticheta. Habar nu am, dar o să vă pun ceva în descriere și eventual îi întrebați pe cei de la Parfumat. Eu am varianta asta Eva Daniela Angels' Share în sticluță de 50 de mililitri și costă 79 de lei sau 80 de lei sau pe undeva pe acolo. Între toate cele, mi se pare că are cel mai bun raport calitate-preț. Dar țineți cont de faptul că mi se pare că el e un pic mai, să zicem, edgy, e un pic mai scorțos și nu are dulceața pe care o au, nu știu, Insane sau Fire Your Desire. V-am zis, probabil că nota asta de praline sau ceva din el e ușor diminuat față de ce au recreat cei de la Marhaba, Emir, cine a mai făcut parfumul. O să mai vedeți că mai am unul care îmi place foarte, foarte tare. Decizia de achiziție evident vă aparține vouă și vă cumpărați un parfum când aveți nevoie de el, nu vi-l cumpărați pentru că l-ați văzut într-un clip de YouTube la o fată care are multe parfumuri și căreia îi place să vorbească despre ele. Băi, bine că l-am pus într-o parte, da, uite, exact 510 este, probabil că l-au adus sub numele Edossa acum. Nu știu de ce nu găsesc, dacă îl caut așa cu Angels' Share Eva Daniela, dar îl găsesc cu siguranță sub brandul Edossa. Oricum nu sunt super la curent cu ce se întâmplă pe Parfumat pentru că nu am multe parfumuri de la ei și nu mă uit constant pe site. 510 este numărul, vi-l pun în descriere și vouă. Ce mi se mai pare mie la acest Angels' Share Eva Daniela este că se simte un pic mai lemnos decât celelalte și cred că asta îl face un pic mai potrivit de a fi purtat de un bărbat decât de o femeie sau de a fi... Știți că bărbații în general se cam feresc de parfumuri unisex, ei se cam feresc de parfumurile care sunt așa mai dulci, vor ceva mai țepos, mai arțăgos, mai impunător dacă vreți, și atunci dintre toate părerea mea este că Angels' Share se duce mai mult în latura masculină sau spre latura masculină, având în vedere că se evidențează un pic mai bine notele lemnoase. Părerea mea, nu dați cu parul. O descoperire recentă și aproape o iubire este acest cocktail intens care aparține lui Fragrance World, acestui brand care se inspiră din parfumuri, dar se inspiră în egală măsură și din sticlele parfumurilor. Cocktail Intens arată așa, e și mai aproape de Angels' Share decât era Khamrah, adică sticla se duce și mai mult într-acolo, nu are lățimea pe care o are aceea, dar vă dați seama din cum arată că e de acolo. Ce pot să vă zic despre Cocktail Intens, care, by the way, este pe Marhaba, costă 150 de lei și vă pun și codul de reducere al lui Cristian în descriere, este că pentru mine el este o plăcintă alcoolizată. Este o plăcintă în care ai turnat niște alcool. Nu are nici el partea aia dulce atât de proeminentă și e ca și cum ai face o plăcintă fără zahăr din punctul meu de vedere și simți că e altfel și miroase altfel, că în momentul în care bași ceva cu zahăr la cuptor, zahărul emană așa, nu știu, se topește, miroase într-un fel, se caramelizează dacă e cazul și așa mai departe și se simte ceva. Ei, în Cocktail Intens mi se pare că nu se simte la fel de puternic acel ceva și la fel și pe el îl văd în zona aceea ușor mai manly, îl văd un pic mai bun de a fi purtat de un bărbat. M-a surprins sincer parfumul acesta și îmi place. Pe mine îmi place și ca persistență, îmi place și cum se simte, îmi place și ce transmite în jurul meu și îmi dă așa un vibe bun, deși nu este atât de gourmand în sensul de plăcintă cu mere, pe cât m-aș fi așteptat eu. Adică este, dar îi lipsește un pic de dulceață. Basically, dacă îți place Angels' Share și nu ai o problemă cu clonele, cred că e foarte ușor să accepti oricare dintre parfumurile acestea și să le iei ca atare. Ăsta este punctul meu de vedere. Dacă ai o problemă cu clonele, o să zici orice este o mizerie. By the way, am găsit Angels' Share, motivul pentru care noi nu avem Angels' Share este că este foarte scump și mă gândesc că pot cu 900 de lei cât este pe Best Value, 925, sau cu 1010 lei cât este pe Absentum, pot să îmi iau alte 2, 3, 4 parfumuri poate, pe care mai degrabă le vreau acum și la un moment dat să le iau și pe Angels' Share. V-am zis și v-am tot zis că mi-aș dori ca la un moment dat să am toate parfumurile din lume, prin urmare probabil că o să-l am și pe Angels' Share, dar nu am considerat că este cazul să îl am acum. Este decizia mea, sunt banii mei, este portofelul meu, dar v-am explicat astfel încât să răspundem întrebării, dar de ce vorbești despre aceste clone dacă tu nu ai originalul? Și ultimul pe care vreau să vi-l arăt astăzi și țin morțiș să vi-l arăt și să vă povestesc despre el, este nimeni altul decât Sand Desert at Sunset, atât de pompos. În cutia aceasta e făcut acest parfum de domnul, cred, Benoit Lapuza, sper că i-am pronunțat bine numele, și vine de la Zara. Cristian era săptămâna trecută în Zara și nu știu ce treabă avea el prin mall și a văzut parfumul acesta, l-a mirosit și a zis, hai că dacă faci tu clipul acesta, hai să-ți iau și parfumul de la Zara. Bonus points, îmi place foarte mult sticla, sincer vă zic, asta nu este eticheta aici, este imprimată, cred, așa. Nu știu de ce este numele parfumierului aici, că mi s-ar părea normal să nu fie, adică e ca și cum eu mi-aș fi pus pe Tao, Ralu, acolo undeva sus, că oricum e trecut și brandul. Avem aici Zara, apă de parfum, Sand Desert at Sunset. Nu aș fi zis niciodată în această viață că ar fi un parfum care ar fi inspirat din Angels' Share, pentru că nu mi-ar sugera numele treaba asta. Are un capac care iese foarte greu și când zic foarte greu trebuie să fi făcut niște exerciții pentru mușchiuleții ăștia înainte, nu știu de ce, dar efectiv trebuie să mă chinui să îl scot, dar facem abstracție de chestia asta și hai să-l pulverizez și pe el și să vă povestesc. Din punctul meu de vedere, acest Sand Desert at Sunset, la prima vedere, nu are nicio treabă cu Angels' Share. În primele 2-3 minute miroase total diferit, dar total diferit. Îl pulverizezi, îl miroși și zici, ăsta e un parfum super banal și mergi mai departe, îl ratezi pe Angels' Share din el, pentru că trebuie să îi dai 2-3-4 minute astfel încât să ajungă acolo. Și uite, mie asta mi se pare incredibil la parfumuri. Există un brand care se cheamă Toscovato, un brand românesc chiar, pentru că parfumierul, sau în fine, cel care creează parfumurile este român. Nu știu dacă el se cheamă parfumier neapărat, dar cel care are brandul este român, care a creat parfumuri precum cadrele unui film. Un cadru de film rulează în 24 de secvențe și sper că am reținut bine din discuția pe care am avut-o cu el la un moment dat, și fiecare parfum al lui se transformă cumva în niște secvențe din astea pe măsură ce se așează pe piele. Și acum miroase ceva și apoi altceva și apoi altceva și apoi altceva și apoi altceva până ajunge să se așeze complet și se rulează ca și cum s-a rulat cadrul unui film. Căutați-l și citiți-l despre el, este Toscovato cu capa, că povestește cu siguranță prin niște articole, cred că chiar pe Fragrantica.ro are niște articole despre parfumuri și povestește acolo. Mi se pare incredibilă treaba asta legată de parfumuri. Ei bine, asta se întâmplă și aici, în Sand Desert at Sunset, care la început se deschide într-un fel. Mi se pare că e un parfum banal, mi se pare că nu are nicio treabă cu Angels' Share, nu e dulce, nu are măr, nu mă duce deloc în direcția aia. Dacă îi dau 2 minute și jumătate, cât am vorbit eu cu voi până acum, se duce spre Angels' Share. Și dacă îi dau timpul acesta, îmi dau seama că este de acolo. Și iese și prăjiturica la iveală, și iese la iveală și coniacul, nu prea iese pralina, într-adevăr, și din notele pe care le au ei pe Fragrantica, nicio treabă. Absolut nicio treabă cu notele pe care le-ar avea Angels' Share. Și eu cred că nu poți să obții un miros asemănător folosind două combinații diferite de note. Nu știu, mi se pare că oricum te-i duce în altă direcție dacă schimbi cu totul notele. Ce vreau să vă zic este că este cel mai soft și cel mai îndepărtat miros de Angels' Share din tot ce v-am arătat până acum. Și să știți că m-am uitat pe Fragrantica în comentarii și era cineva care zicea că din punctul lui de vedere acest Sand Desert at Sunset este cel mai apropiat de Kismet Intens, adică de clona asta pe care o vrea toată lumea și care nu a ajuns încă în România. Eu chiar am întrebat pe cei de la 12 note dacă au de gând să aducă. Pe măsură ce o lasă să se așeze, se duce și mai mult înspre prăjiturica aceea cu coniac, iar el costă 129 de lei, stai să scrie aici, 129,90 lei. Noi l-am găsit la Zara, Cristian l-a cumpărat. Nu știu dacă există și o variantă mai mică, pentru că sincer mi-ar fi plăcut o variantă mai mică decât acesta, că niciodată nu cred că o să-l folosesc eu pe tot, având în vedere că am 7 clone și o să ajung să-l folosesc cu totul, dar îl mai păstrez o perioadă pentru că vreau să văd cum mai interacționează pielea mea cu el pe parcurs. Și oricum mi se pare interesant faptul că se deschide total diferit și ajunge la un Angels' Share ceva mai potolit. Și să știți că acesta a fost clipul meu, acestea sunt toate parfumurile despre care am vrut să vă vorbesc astăzi. Asta este părerea mea, vă rog să o tratați ca atare. Dacă aveți nevoie de alte detalii, vă uitați în descriere și aveți acolo linkuri către fiecare parfum în parte și de asemenea și codurile de reducere de care vă puteți folosi. Vă rog să vă uitați și la clipul lui Cristian, pentru că el știe ce zice și mai mult decât mine, că analizează și mai mult decât mine parfumurile. Pentru mine este doar o pasiune pe care o împărtășesc aici cu voi. El o duce cumva un pic într-o altă extremă și mie îmi place să mă uit cu atenție la parfumuri, doar că am mai puțin timp să fac asta și am și o colecție mai mică de parfumuri. Și pentru mine e mai important nu ce note are un parfum, ci ce îmi transmite mie parfumul respectiv. El analizează cu totul alte puncte de vedere, comunitatea lui îi cere cu totul alte lucruri. Mie îmi place să spun povestea unui parfum, dar nu din prisma poveștii parfumului, ci prin prisma a ceea ce îmi transmite mie un parfum și ce simt eu în momentul în care miros un parfum și unde mă poartă pe mine aroma unui parfum, ca să o mai zic încă o dată. Vă mulțumesc că ați fost aici, vă doresc să aveți un weekend minunat sau o săptămână minunată, că nu știu când pun acest clip, și ne vedem cu drag în clipul următor.